Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. Numele meu este Marius și am revenit după o grămadă de timp care n-am mai filmat pe acest canal, bineînțeles, și m-am gândit să începem cu o serie cu hack-uri pentru YouTube. Bineînțeles, hack-uri. Vorba vine. Să poți să faci abonați și view-uri cât vrei tu, bineînțeles. O să testăm diverse site-uri. Astăzi am ales să testez acest site. L-am încercat eu o dată mai de mult. Și a fost bun în sinea lui. Dar trebuie să vă explic anumite reguli ca să lucrurile, ca să meargă într-un mod ok. Bun, n-am mai dat prea mult interes pentru acest canal. Am cam lăsat-o moale, dar m-am gândit să revin. Nu știu, o dată la două zile sau o zi, să fac un episod cu un site de ăsta de hack. Hack, vorba vine. Să poți face abonați și view-uri și like-uri și etc. Bun, vă explic exact cum se folosesc aceste modalități ca să nu ai probleme, gen, ca să-ți dea un rezultat pozitiv. Pentru că mulți nu înțeleg treaba asta. Ei consideră că îți abonați falși, persoane, nu știu, apar așa și după aia dispar, îți șterge ăștia contul de la YouTube. Nu, pentru că sunt anumite reguli de urmărit. Așa că o să intrăm pe, să ne logăm. Deja mi-a făcut un cont. Începe, o să vă arăt că l-am folosit. Aici să vă faceți un cont, vă puneți numele vostru, nume de familie, nume de utilizator, parola de sedimen și dați aici înscriere. Bun, dăm logare. Deja am datele de logare. Cam așa arată platforma. Chiar am folosit această aplicație să văd de curiozitate. Chiar funcționează, că am văzut pe mulți. Păi și eu am zis, hai să facem și o serie cu treaba asta, că mulți sunteți interesați de treaba asta. Site-ul ăsta are un beneficiu. Nu ești obligat să investești. Poți să faci abonații sau view-urile, pentru că cum stă treaba? Să zicem că avem un clip și dacă un clip devine viral, cu siguranță ne crește și abonații. Deci nu cred că ne trebuie un program să facem abonați, pentru că unul la mână abonați știm foarte bine că sunt din alte țări, sunt globali, deci nu sunt dintr-o singură țară și lucrurile se schimbă. Adică genul face abonați inutil. Bun, cum ne facem un... Dăm tablou de bord. Cum ne facem abonați? Cum facem să promovăm acel clip? Bun, să zicem că am adunat ceva credite pe urma că ne-am uitat la clipuri sau ne-am cumpărat un pachet care ne-l oferă ei. Intrăm aici la companii și practic ne trebuie să ne creăm o companie. Dăm aici nouă, vom alege, bineînțeles, ce ne interesează. Avem vizionari. Eu cel puțin m-aș axa pe vizionari dacă aș vrea să fac treaba asta. Dacă vreți abonați, deja la abonați nu mai este așa de rentabil. Nu știu, gen la un abonat, nu, cantitate. 10 abonați, să dăm un exemplu. Ok, lăsăm aici așa. Hai să punem chestia asta. Deci, aveți 45 de credite. Total cost. Nu cred că îmi dă treaba asta cantitate. 100, 1000. Nici nu știu. Aveți... adică aș vrea să văd. Mi se pare că am translator și din cauza asta nici nu îmi dă. Uite ce frumoasă. Pentru un abonat aveți nevoie de 200 și ceva de puncte. Băi, mi se par mult. Da, na. Dacă vreți abonați. Eu nu vă recomand abonați. Abonații nu vă aștept cu nimic. Poți să ai 100 de abonați, poți să ai milioane de abonați și nu te aștept. Like-urile, la fel. Nu știu cât costă like-ul. Stați așa, la chiar avem... Nu, nu avem translate. Un like, nici nu știu dacă ți-l calculează un like. Ba, dar trebuie. Aici lăsăm așa. Like-ul momentan cred că nu este disponibil. Adică stins să cred treaba asta. Stai așa, dăm un translate. Ok, pentru 100 de like-uri trebuie să plătești și destul de mult. Pentru 10... Ia să mai dăm aici un refresh iarăși. Deci pentru un like 200 și ceva. Păi niciuna dintre astea nu mi se pare rentabile. Unul la mână. Ok, hai să dăm un exemplu. Căutăm un clip cu 10... Nu cu 10 minute, că deja ne costă foarte mult. De obicei când te axezi să faci un clip, fă-l încadrează-te între 3 minute și 5 minute. Pentru că ideea e că clipul tău nu trebuie să fie lung, ca să, gen, să fie rentabil. Ok, hai să mergem pe
Hai să vedem, comentarii, cu cât oare trebuie să primești un comentariu, cât este plătit. Bine, tu alegi comentariu, dar ce... Deci nu este mega fan. Salut, bro. Salut, bro. Dau un exemplu așa banal. Nimic pentru un... Deci este un setting ca available for comment companies. Deci nu sunt setări pentru această companie. Eu știu că trebuie să plătești pentru treaba asta. Hai să vedem. Tare curios. 400 și ceva. Pentru un singur comentariu. Este o banalitate, sincer. Eu aș opta pentru view-uri. View-uri. Hai să zicem un exemplu. Avem un clip de... Hai să facem niște calcule să nu dăm rateu. Deci, avem 60 de secunde pe clip, ori, adică un minut, la fiecare minut 60 de secunde, ori 5 minute, avem 300 de secunde. Ok, ne axăm pe 300 de secunde. Ca asta ne și interesează. Ca să ne aducem în 5 minute, pentru că vorba că, cât, de obicei când pui un clip, trebuie să pui cel puțin 70% din clip să fie văzut de această aplicație, bineînțeles. Și la 100 de view-uri, nu știu care este prețul, 5.000 și ceva de puncte. Aveți 45 de credite. Ok. Abonați ăștia, hai să vă zic cum să fac. Bineînțeles că nu se fac instant, este foarte clar. Adică abonați să facă în curs undeva la 48, poate și 3 zile, 72 de ore, se adună această sumă de abonați. Ideea că dacă vrei să faci un clip, zicem că îți începi un canal de YouTube, bun, bă, și ești zero, bă, nu știu cum să spui problema, știi, ca de gândești, băi, cum fac abonați? Trebuie să fac view-uri ca să fac abonați. Deci ca să fii cunoscut, mână-mână, îți trebuie view-uri. Ok, hai să ne gândim puțin cum facem niște view-uri. Avem un clip, să zicem că... Nu de 300 de secunde, că primul clip noi facem salutare oameni buni, na, mică prezentare, ce vreau să fac pe acest canal, încadrează-te în 3 minute, maxim. 3 minute, nici știu cât sunt. Nu mi-am bătut niciodată capul să calculez. Deci, 60 de secunde ori 3 minute. 180 de minute. 180 de secunde. Deja la 100... Aoleu, dar nu vreau să cumpăr pachete, nebunule. 180 de secunde plus minus. Voi puteți să-l faceți și mai scurt. Te scoatem translate-ul. Da. Ok. Clipul avem. Astea le avem. Gen mă interesează. Ok. Să punem 100. De ideea că ceva nu-i curat aici. De nume, da. Am translate-ul ăsta și ar trebui să-l elimin puțin. Chestia asta mă incomodează. Never translate. Ok, hai, sper să mai pierdem foarte mult timp, că deja devine plictisitor. Continuă. Ok, view-uri. Alegem un link, așa am și unul acolo. 180 de secunde. Nu vă luați pachete cu câteva secunde, pentru că o să dea... Deci clipul ăla nu devine viral nici într-un punct de vedere. Luați să aveți cel puțin 70% din video, pentru că știți că YouTube vă promovează dacă clipul vostru este văzut de mai multe persoane și este văzut mai mult decât trebuie. Ok. Cât vrem? 50. 50 de la 180 de secunde. 1000 și ceva. Și care ăștia îi faceți? Îi faceți. Vedeți, ne spune foarte clar așa. 70% din total video. Pentru că chiar vă trebuie treaba asta, adică nu puteți să luați cu jumătate de măsură, că YouTube vede treaba asta, că persoanele nu au fost interesați așa mult și a fost un titlu mai spam, să zicem așa. Da, un exemplu banal. Și chestia asta riși să fie canalul tău, să fie mort sau eventual șters sau nu știu ce. Depinde. Dar eu zic că astea sunt sistemele cele mai bune. Dar dacă ai un clip mai mare, pentru că trebuie să iei în calcul anumite chestii. Hai să facem și noi o probă, bineînțeles. Să zicem că am ajuns, am trecut, în fine, toate ok. Eu am testat pe PUBG video score. Au avut undeva la 30 la așa, vizionări, atâta au avut
înainte să-l bag în acel program, în acest site. Nu s-au câștigat cine știe ce de multe de view-uri, dar la mine a fost durată așa de 900 și ceva de secunde. Bun, n-are treaba asta, doar vreau să vă arăt, nu știu dacă pot să intru să văd, dacă mi-aș da voie, bineînțeles. Vreau să vă arăt câte view-uri s-a adunat. Bine, ei zic că îți dau 400, dar câteodată îți dă mai puțin. Adică suma asta nu se respectă. Hai să încercăm... Nu știu cum pot să intru. Ok, hai să dăm pe recrează, dau un exemplu. Vreau să iau link-ul, să vedem cât e o ajuns asta. Eu l-am pus, de obicei, îl puneam la 400 de secunde. Bă, bun, na, clipul filmare, vă dați seama și voi. Asta este clipul meu, care a adunat 4, fix 400 de view-uri. Dar, bineînțeles, el normal a adunat 300 și ceva, plus ce să mai dă după. Dar să vă zic, axați-vă să gen... Bă, hai să zicem că eu ăsta, aplicația asta funcționează în felul următor. Ori poți să le se meargă automat, deci nu trebuie să stai tu, să-ți bați capul de fiecare dată, să dai like sau chestii genul, tot merge automat. S-a văzut clipul, s-a dus mai departe. M-aș axa large. Asta este timpul și asta numărul cât am făcut eu. Dar dacă mă axez, ți-am zis, dacă faceți treaba asta pe 200 de secunde, știu că prețul este mai măricel, dar eu zic să merită. Ok, recomandat e pe 267 de secunde. Ok, casa e 70% din clip. Ok, 267. Asta vă recomandă el. Știu că suma este mai mare, este undeva la 20.000 de credite, care nici știu cât valorează, mi-am impresia că e o sumă foarte mică, nici nu cred că e mare. Dar o să mergem să vedem. Bun, hai să mergem să câștigăm cașcaval, ca să ne interesează. Ok, avem mai multe posibilități aici. YouComment, promovări, pe nu știu, la comentarii... nu știu, trebuie să facem anumite setări care nu le-am făcut, că nici nu m-a interesat treaba asta, nu știu, am testat. Cred că ne duce puțin la contul meu. Nici nu știu ce trebuie făcut pe aici. Change all interested gaming tutorial, chestii de genul ăsta. Bun, nu mă interesează asta. Eu nu am testat, dacă vreți să încercați o vei, pentru că chiar nici m-am bătut capul vreodată să mă întreb. M-am uitat doar la asta, YouTube video. Ok, unul la mână. Avem așa posibilitatea să facem de pe un browser, Firefox, Internet Explorer și ok. Bun, eu dețin aplicația It Monster. Eu oricum să vă lăs link-ul în descriere, să-l folosesc cu încredere. Acum am doar să deschid această aplicație care o dețin ei. Bă, oricum site-ul are foarte mulți ani la dispoziție. Știu că m-am apucat eu de YouTube și știu că l-am folosit într-o perioadă, ce-i drept, fără să mă feresc de voi. L-am folosit să văd dacă mă ajută. Și aveam canalul monetizat pe vremea aia. M-a ajutat, dar luând în calcul că puneam sume mici, gen puneam multe view-uri poate, dar puține secunde, și chestia asta a dat de bănui la YouTube și deja atunci știu că am primit un mail și mi-a explicat ce s-a întâmplat și am fost suspendat monetizarea pentru nu știu cât timp. Nu foarte mult timp, mi se pare 30 de zile, parcă, da. Și pe aia mi-a văzut de treaba mea. Dar mă refer, dacă n-ai monetizarea activată și vrei să ajungi repede la 1000 de abonați, este, cred că, cea mai bună idee. Adică, bă, înțeleg, faci abonați, alea. Dacă vrei, gen, să-ți faci un clip viral sau nu. Bun, haideți să vedem. Nu știu ce parolă am. What the fuck? Cred că asta e. Presupun. Nu sunt sigur. Da, acum rămâne să se încarce puțin și revine în forță această aplicație. Nu știu, dacă vă place această serie, lăsați și mie un comentariu să știu și eu că este apreciată de voi și voi posta mai des și voi face, voi mai vedea alte
aplicații semănătoare, bineînțeles, care își însăși sigure. Și e curios să vedem cât costă după ce facem această logare. E posibil să durează mai greu, dar se pare că ceva a fost invalid. Dar haideți să mai încercăm o dată, că trebuie să nimerim parola aia, de-o dracului. Reale... apă. Ok. Nici mai știu ce parolă am folosit pe vremea aia. Că e parolă vie, chitare și naiba știe. Ok. El se va încărca. Vom aștepta. Și posibil să ne dea crash sau nu. Dar am impresia că am schimbat eu parolă. Nu știu de ce am impresia asta. Da. Bun. Eu m-am uitat în total la 2000 și ceva de video. În fine, m-am lăsat să meargă automat. Bun, o să dăm o leacă boxa, că nu mă interesează să am sunet. O să dau start să vă arăt cum funcționează, bineînțeles, pentru voi. Am dat start. Ah, bine e să precizez, trebuie să aveți Windows-ul pe 64 de bits ca să vă funcționeze. Ok, el în câteva secunde. Stați așa că am deschis mai multe pe aici. Ok, bun. A sărit, pentru că aveam prea multe deschise. În fine. Nu știu ce s-a întâmplat. Button Master. Intrăm din nou. Ca să, bineînțeles, să vă arăt tot procesul. Sincer, nu vreau să dureze așa mult, dar îmi pare rău pentru voi. Dar aveți răbdare, pentru că vă ajut foarte... Adică vă arăt cum funcționează sistemul. Este un sistem puțin cam lent, se poate face din câte știu și pe un browser, dar cu aplicația, bă, am lăsat calculatorul deschis, își face nevoie, mă doare la bască, plus laptop calculator ce am eu așa ca să pot instala această aplicație și își face treaba. Nu am testat-o pe telefon, ce-i drept, să, gen să dau, să văd dacă merge clipurile automat, dar o să încerc și o să vă spun. Dăm start. Și la automat ne va deschide o pagină. O pagină din browser. Și el ne va căuta, germul ne-a găsit și clipul, și ne va plăti în funcție, o să vedeți aici automat, o să ne arate și creditul respectiv. Bă, acum sper să meargă că filmez. De obicei știu că îmi filmez sau faci vă captură, nu ar trebui să meargă, dar merge. Asta era pe alte device-uri. Ok. Bun. El normal trebuie să înceapă automat. Dar posibil să mai dureze puțin. O să pot să-i dau și o play ca să zicem așa să nu mai dureze. Normal știu că intră tot automat sau primul clip să te dă să apeși start. Ok. Oricum sunt mulți YouTuber. Am găsit mulți YouTuber care au foarte mulți abonați și fac treaba asta. Adică gen și... Na. Nu e un canal super mic. Bine, aici se mai încarcă puțin, pentru că fiind și netul foarte lent, sau simte că folosesc un program de captură și nu știu, din cauza asta, eu nu l-am mai folosit de ceva timp, nu foarte de mult, dar nu înțeleg că treaba asta. Ok, dăm stop și mai apăsăm o dată start, dar bine, a doua oară îți dă crash de fiecare dată. Bun, cred că ați înțeles ideea, clipul va intra automat de fiecare dată, deci lăsăm asta în bară și aici să vedem că-s curios, bă, cât costă un, practic, să-ți cumperi. Year Credit, Office Store, Membrii, ok, Client Credit. Hai să vedem cât costă, bă, creditul ăsta, bă, că m-ai făcut curios. Deci nu e așa de scump dacă stăm în $5 pentru 5.000 de puncte. Blanau. Ok, hai să luăm un pachet de 10. Ok, 10. $10, 10.000 de puncte. Cu 10.000 de puncte, ca să luăm așa în calcul, ce putem face? Chiar sunt curios. Cu 10.000 de puncte, nu știu dacă facem mare inginerie, dar facem. Ne luăm 4.000 de minute, unul la mână. Stați așa că deja nu știu unde am intrat. Deci, hai să ne luăm așa, luăm clipul ăsta, 4.000 de minute, de secunde, și ne mai luăm undeva la, ia să vede, pentru 1.000, cred că ne trebuie 75. Ok, atunci facem un clip mai scurt,
de 4, de 180 de secunde. Pentru 1000, pentru 100, pentru 10. Bă, sincer, nu e rentabil. Nu e rentabil deloc. Așa că mai bine prefer să-ți câștige singur. Deci eu vă zic că câștigați undeva la 3000 la o zi. Acum depinde ce cluburi primești și voi, știi? Adică, na, vă dați seama. Advanced, dacă scot acest bloc, va scădea prețul cu ceva? Nu cred. N-are nicio treabă. Irelevant. Maxim view per hour. Deci, minim. Hai să vedem. Nu schimbă nimic. Deci, rentabil este, nu știu, eu cel puțin n-aș da bani așa, că gen doar dacă aș avea un clip de 120 de secunde pentru 100 de view-uri, nu știu cât valorează. Hai să facem aici. Bloc. Lăsăm și pe astea. Zactem view, ca asta nu ne interesează. Deci, 120 de secunde costă 2000 și ceva. La 1000, deja cred că vorbim de 20.000. Deci 20 de dolari. În principiu. Dăm aici la... Stați așa, leac. Am translate-ul? Nu l-am. Dăm un... Ia să vedem. Deci undeva la 22. Ok, 22. 100, știm deja rezultatul, 2000 și ceva. Care ce nu-i puteți face generați? Gen, bă, am o săptămână, vreau să strâng bănuți. Că na, așa am eu chef. De gen și o să pun un clip. Să zicem că voi puneți un clip pe săptămână. Deci este fantastic, adică gen vă ajută. La început, aveți puțini abonați și vreți să faceți abonați, este o variantă foarte bună. Bun, eu sunt curios, o să intru de pe telefon, intru pe oaș. Mi se pare că nu folosește, de asta e așa, câștigă credite. Pe ce platformă poți să-l folosești și pe asta? Internet Explorer, deci pe recomandări. Firefox, Internet Explorer, băi, nu știu ce aplicație aș putea să am pe telefon. Asta ce pe Brave. Nu am încercat niciodată pe Brave să văd dacă merge treaba asta. IT. IT. Monster. Bă, dacă merge, ar fi fantastic. O, ce reclamă porcoasă. Mă enervează Chrome. Nici nu vine să-l mai folosesc. Ok, eu am deja cont pe această aplicație și sunt foarte curios dacă funcționează. Login. Că eu mai aveam un telefon acolo care n-a ce face cu el, știi, și tutoriale. Stai așa că n-a scris bine. Tutoriale. Ok. E corect. Acum să punem și noi parola. Cred că e corect. Și dăm un login. Mamă, m-a disperat reclamele astea. Deci am putut să intrăm, salva parola ca să fie treaba bună. Intrăm la IRN. Bineînțeles. Dau așa. Și cred că să mă uit la video pot să fac. Browser nu este suportat, deci cu Brave sau nu mai știu cum, nu este suportat. Deci aș putea să folosesc Firefox. Foarte interesant. Hai să descărcăm Firefox. Știu că voi nu vedeți nimic, dar vreau eu să testez pentru mine, știi? Da. Dacă l-am găsit, Mozilla Firefox are peste 100 de milioane de descărcări pe Android. Deci, nu știu, ar fi fantastic dacă... Dar sunt sigur că merge și pe telefon dacă găsești un browser bun. Gen, eu n-am... Ba da, eu am Internet Explorer. Hai să încercăm. Bă, n-am. Ce mai am eu pe aici? Internet Explorer 64 de bits, ca Brasani. Bun. Ce dracu, mă? Ia, primesc mesaje. Foarte interesant. Ia să vedem ce am mai primit. Vasile, câte apțăriuță sau piele. Ok.
eu încep să deja să ies din sărite cu Chrome-ul, sincer, nu mai suport. Prea multe reclame. Nu, îl punem ca pagină principală. Ok, hai să facem login-ul ăsta repede. Ce-s căcat, bă? Ah. Ok. Cred că am scris bine. Mi se pare că am apăsat pe asta o leacă mai nașpa. Dar dacă tot este ok, da, uite că am reușit. Deci intrăm pe iern. Ce nu vreau chestiile astea, nu știu, mi-am lag, foarte mult lag, gen chestia asta. Dar hai să mai dăm un refresh. Fiind și vechi, sau poți să faci și Mozilla, bineînțeles, și nu știu ce mi-a intrat mie aici. Mi-a intrat poza mea de profil. Era credit. Hai să încercăm. Era credit. Bine. Faza că panorama de om. Free 2 secunde pe minut. Deci 2 ceas pe minut. La fiecare minut vizionat, deci bine, dacă ai pro, câștigi mai mult, dar trebuie să investești pentru acele chestii. Ok. Disable all. Disable all. Ok, don't. Da, deci cred că mi-ar trebui un Chrome, dar nu mai stau, cred că se pierd timpul, doar dacă mai testez pe telefon. Că mi s-a descărcat Chrome-ul. Ia să vedem. O curios așa, personal, IT, YouTube, Monster. Aveți o lac de răbdare și eu am făcut clipul ăsta mega lung, are undeva la 26 de minute. Dar eu cu curiozitate personală, conectați la site web. Ok. Intrăm pe login, de pe telefon, bineînțeles. Și scriem aici tutorialele app. Ar fi fantastic, vă dați seama și voi. Bum. Ce parolă aveam? Bă, de fiecare dată mă uit parole. Am un miliard și un milion de parole. Cine dracului mai ține minte pe toate? Ok, hai să memorizăm ca să nu mai am de treabă. Ok, companies. Iern. Bine? De ce n-a mers? Ok. Bă, uite că l-a suportat. Pe această aplicație l-a suportat. Deci desktop, desktop, desktop. Haide, bă. Look for video. Deci Windows. Deci nu vreau să descarc, vreau să mai direct. Client, sesi. Deci sunt doi clienți. Gen, aici m-ar pune să-l descarc. Ce obțin, cred. Deci nu chiar 100% că ar merge. Hai să punem versiunea pe desktop. Dar nu cred că fac mare chestie nici aici. Deci iern. Dăm o dată iern. Dăm video. Aici este o funcție. Deci nimic interesant. Clienți. O nouă sesie. Băi, se pare că pe telefon nu merge. Adică merge, dar n-am găsit un program ok care să fac treaba asta. Deci tot cred că mai rentabil este pe PC. Nu știu, o să facem, gen, dacă văd multe aprecieri la acest clip, vă promit că vă dau, o să las laptopul și o să vă dau vouă, gen, 100 de view-uri la 200 de secunde. Nu știu cât valorează. Ca să vedem. Hai să intrăm aici la companie. O să dau la unul din voi care văd că lasă cel mai frumos comentariu. O să dau treaba asta. Nu știu dacă vă interesează sau nu, dar vreau să vă, bineînțeles, că seria este apreciată. Dacă dăm pe ăsta, bineînțeles, eu vă pot pune orice clip, doar să pun link-ul. Durata, nu mai punem atât. Hai să punem la
180 de secunde. 180 de secunde sunt undeva la 3 minute. La 100 de view-uri ar trebui să 3000 și ceva. Deci dacă eu văd aprecierea voastră, vă dau 100 de view-uri la 180 de secunde. E un bonus. Dar vreau să văd cât mai multe comentarii ca să pot să fac treaba asta. Ok, eu o să vă las linkul în descriere, folosiți-l, v-am plictisit de moarte, știu, dar n-am, pare rău. Și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Vă salut, pa, pa, și spor la hack!